Compartimentul va fi de la mijlocul aripii mici, cum spunem noi, da? Pe partea stângă o să fie cele două saloane de terapie intensivă post-transplant, de care vă spuneam adineauri, iar vis-a-vis or să fie saloanele de post-transplant tardiv, să spunem, adică zilele 2-3 până la externare. Începem demersurile pentru obținerea acreditării începând de astăzi. Am fost foarte clar la conferința de presă. Partea de infrastructură este realizată pe banii Consiliului Județean la standarde europene, deci din acest punct de vedere nu vom întâmpina nicio dificultate, iar la partea de resurse umane, domnul dr. Alin Cupănaș, care actualmente este șeful secției de urologie, are datoria medicală și morală să realizeze toate demersurile și toate condițiile pentru acreditarea din punct de vedere medical al secției pentru transplantul renal. Este unul dintre cele mai importante proiecte pe care îl desfășoară Spitalul Județean din Timișoara și cu fonduri din bugetul Consiliului Județean Timiș. Discutăm de un proiect de o valoare de aproximativ 5.200.000 de lei cu tot cu TVA. Un proiect foarte important prin prisma domeniului de activitate, prin prisma faptului că vom putea, la momentul încheierii lucrărilor efective, contractul având o durată de 24 de luni, repet, la momentul încheierilor lucrărilor efective să discutăm de reluarea transplantului renal. Avem specialiști în cadrul acestei secții, acestui departament și sunt ferm convins că vom reuși să repunem în valoare activitatea lor profesională. Noi nefrologii suntem cei care beneficiem de transplant, urologii sunt cei care fac transplantul. Noi beneficiem de transplant și prin asta reușim să reducem necesitatea de dializă, ceea ce este un lucru foarte important și sigur mult mai puțin costisitor și cu supraviețuire mult mai bună pentru bolnav. Eu sper să avem o echipă entuziastă de urologi. Entuziasmul nefrologilor l-am avut din totdeauna și acum, din momentul în care în sfârșit avem și condițiile optime de pornire a acestei activități, eu sper că Timișoara să revină în topul asistenței medicale uronefrologice din România și nu numai din România. Patologia este extrem de numeroasă și este foarte complexă. Fiind centru universitar, fiind clinică universitară, fiind singura de aici din vestul țării, foarte multe cazuri complexe ni se adresează, cazuri care n-au rezolvare în altă parte, cazuri care necesită proceduri chirurgicale complexe și așa mai departe. Deci asta vreau să subliniez, că lucrarea este atât de amplă pentru că nu vizează doar acel compartiment, compartimentul este o parte și secția în ansamblu ei. Compartimentul pentru transplant este ceva absolut nou, nu există la ora actuală pe secție așa ceva, va avea saloanele de terapie intensivă, deci practic, pacientul va veni din dializă, va merge în sala de operații și, cum spunea domnul manager, deja sălile sunt renovate și le avem. Nu sunt numai sălile pentru transplant, sunt sălile care deservesc toată activitatea chirurgicală a urologiei. Avem 4 săli, 2 sunt pentru intervenții chirurgicale deschise, una este pentru endoscopia înaltă și una pentru endoscopia joasă. Pentru transplant sunt cele 2 săli de chirurgie deschisă, repet, nu doar pentru transplant, și atunci pacientul de pe dializă va veni în bloc operator, se va efectua transplantul, după care va merge pe secție în acest compartiment. Aici va fi compartimentul de terapie intensivă, în care pacientul trebuie să stea în primele 24-48 de ore, după care va fi mutat, să spunem, în saloanele de vis-a-vis, în care este, spunem, în perioada postoperatorie tardivă, unde stă 5 zile, 7 zile, până când se externează. Transplantul renal înseamnă automat și imunosupresie, tratament imunosupresor, adică a lua un organ de la un donator și a-l pune în organismul primitorului, înseamnă automat o reacție din partea sistemului imun al primitorului și atunci pentru a putea fi acceptat acest organ implantat, avea nevoie de terapie imunosupresoare, adică de reducerea răspunsului imun al organismului primitorului. Din motivul ăsta, condițiile acolo trebuie să fie absolut sau mult peste ceea ce este într-o secție chirurgicală obișnuită. Dincolo de parte de construcție, trebuie să construim echipele și să sudăm echipa în sine. Transplantul renal în străinătate este o procedură de rutină, se face, sunt centre în care aceste proceduri se fac
fără niciun fel de problemă, au oameni antrenați și sunt niște circuite bine puse la punct, niște echipe sudate, sunt niște protocoale și dacă astea reușim să le implementăm, sigur, la început nu o să fie un număr impresionant de mare. Sunt colegii noștri de la București, de la Institutul Fundeni, care au experiență impresionantă și care fac, au fost cei de la Cluj. Sunt un număr foarte mare de cazuri. Secția de urologie, datorită amplorii acestui proiect și datorită faptului că a fost tergiversată finalizarea licitației, este cea mai întârziată din spital, dar ne bucură că astăzi am semnat contractul, ceea ce înseamnă că în circa un an și jumătate de la semnarea contractului, clinica va fi modernizată în proporție de 100%, fiind un proiect de circa 3 ani de zile. Sunt convins că va reprezenta cea mai modernă unitate de urologie din întreaga țară, pentru că proiectul este conform cerințelor și normelor Uniunii Europene din anul 2015. De asemenea, mă bucur enorm de mult că pacienții care se vor adresa spitalului nostru vor beneficia de condiții deosebite de cazare și tratament, de activitate medicală extraordinar de bine documentată și bine realizată de către specialiștii și colegii de la secția de urologie, iar datorită reluării transplantului, acei pacienți care necesită această procedură medicală vor putea fi operați la Timișoara și transplantul va fi realizat cât mai aproape de casa lor. Dispunem de specialiști de înalt profesionalism și o înaltă pregătire profesională, ceea ce mă face să fiu extrem, extrem de mândru de ceea ce va reprezenta transplantul la Timișoara peste circa 2 ani de zile.